12 și așa, am putea vă enumărat. Poftim. Se consideră triunghiul ABC dreptunghi GNA. Deci triunghiul ABC dreptunghi GNA. Eu v-am spus întotdeauna, îl fac așa. Unghiul drept sus, pentru că asta e practica de la desenele acestea. Cu, la triunghiul de unghi, ce unghiul de 90 grade sus. Și, A, M, de, și punctul M aparține lui BC. Nu zice. M aparține lui BC la întâmplare, da? Cum l-ai luat, Mirna? De rog să fie atâmplare. Da, punct M, da? Așa. Perpendiculara în M pe BC. Sigur. Intersectează latura AB în punctul H. Eu n-am AB în H. Uite, ce nu te-a ieșit până aici? Făcut deci pe perpendiculara în M. Pe, pe BC. A, pe BC. L-ai luat pe numai aproape de B? Da, și a trecut prin A. Da. Păi, dar de ce l-ai luat să treacă prin A când te duci într-o situație particulară? Deci, puteai o altă situație. Deci o altă situație este asta, când mâine te aici cândva și pe perpendiculara în M, tai pe aici. Sau mai încolo. Da, așa. Sau poate să fie mai încoace, dar mai în exterior să tai. Deci din clipa în care depășim piciorul înălțimii dusă din A, A prim să zic, când ai luat chiar pe M să coincidă cu A prim, atunci perpendiculara trece exact în A. Și atunci te-ai dus practic în cine? Care e ortocentrul triunghiului ABC? Este A1, nu? Și e luat cea de-a treia înălțime care trece tot prin A. Problema zice, deci taie, intersectează latura AB în punctul H, cum am făcut noi, și dreapta AC în D. Deci, și AC în D. Deci, și dreapta AC în D. Deci pe AC trebuia să o taie. Deci, iată, asta e problema 5? Asta e problema 5, da. Of, ai greșit și tu. Să mă omor! Păi vezi? Nu v-am ieșit de semn. Uite ce da. Simplu era. Omoram, o perpendiculară din M trecut să treacă prin AC. Perpendiculară în M. Da. Pe BC, da, taie pe AB în H, iar pe AC în D. Păi, asta era tot desenul, Mirna. Să mă omor! Ce simplu! Da, ce simplu era, dar voi n-ați făcut. Așa, arătați că CH e perpendiculară pe BD. Arătăm că CH perpendiculară pe BD. Pe B, D. Păi știm bine. Păi asta am zis D-ul capătă calitate din ortocent. Că i-am întrebat care e ortocentul. Era D-ul, zic. Dacă nu-ți-a ieșit figura, ea n-a putut să mai facă nimic. Sigur că da. Nici ție nu-ți-a ieșit figura, da? Să mă omoră. Bravo. Deci astea sunt lucrurile simple, foarte simple. Eu ieri când am insistat, tocmai pe problema asta am insistat. Dar l-am luat pe partea asta altă încât exact. A fost ortocentul. Puteam să-l iau, numai pe partea asta altă și era exact aceeași problemă. Și eu dimineața am trimis-o la 6, domn profesor, și am mai făcut o problemă din asta cu ea. Știam că e de din asta. Păi, nu v-ați dus. Dar desenul ei nu i-a ieșit deloc. L-a dus prin A și gata, acolo la ea se unea și H și D. Eu mai întâi așa am făcut și nu mi-o dat, nu știu de ce. Păi mie nu mă, și când ai văzut că și H-ul și D-ul se duc în A, nu ți-ai dat seama să faci altă figură? Am făcut-o, de-a dar eu prima oară am făcut exact ca domn profesor, dar după aia nu n-am mai știut cum să mai continui. Și ce-ai făcut? Ai șters? Da. Și ai făcut alt desen? Da. Doamne. Că-și frumos. Mai bine lăsăm așa desenul. Deci asta e cât de simplu, nu? Perpendiculara în M, un punct M la întâmplare. Nu să treacă prin A. Deci, cu excepția acestei situații, pentru că în clipa aceea, toate D-ul și H-ul coincid cu A. Așa s-a întâmplat la Mirna. D-ul și H-ul coincid cu A. Și s-a blocat. Și nu mai avea ce. N-ai putut să ne miști pe M. Fie M un punct. Exact. Dar nu ți-a spus, asta este. Un punct. Și de multe ori am spus, feriți-vă să luați situații particulare, mijloc, nu știu ce. Deci ca să nu te ducă într-o situație în care nu mai poți continua cu problema. Că prima oară așa am făcut și m-am blocat. Da, dar dacă după ce ai greșit iar ai schimbat figura, cum să o schimbi? Era foarte bună. De ce te-ai blocat? De ce n-ai putut demonstra? Că n-am mai știut. Păi de ce? Uite mă, în triunghiul acela, asta e mare, H, B, C. H, B, C. H, B, C. Am una, o înălțime dusă din vârful H. Că ți-o dat o altă înălțime dusă din vârful C. Că-i dreptunghi. Și a treia, îi depunge data așa. Și a treia, care trece prin D, deci D capătă calitate din ortocentru, și a treia trece pe acolo, e tot înălțime. Bun, m-ai înțeles? Cele două înălțimi se intersectau în D. Și ăla deci, era ortocentru.
Deci una o ai să dar... Să nu mă bate acum. Să te bați, nu vrea să plâng azi. Nu mi-a zis Miruna că n-am făcut desen. Și mi-a luat fel. Venea să plâng, domnul. Și mi-a luat fel, era... Efortul ăsta a făcut sistematic Miruna zi de zi. Haideți să lucrăm cu succes. Orchestra, ca să reușim, trebuie maximă atenție, sinceritate, 100% cu voi înșivă. Adică, în clipa în care se discută și ceva nu e clar, stop, vă rog să explicați încă o dată, și încă o dată, și de 7 ori explic, dar să am sentimentul că am ajuns acolo. Dar de deci, ce să facă desene, domnul profesor? Cum să fac? Cum să fac? Eu pun numai să facă figuri, dar cum să fac? Deci, citim ipoteza și trebuie să, citim de ipoteza să... Să pleci cu figura îndată, că ai să-i da și eu, că ce fac? Că să dau un termin, nu știu ce, duce și-a spus, băi, încep cu figura. Exact. Pentru că scrierea lucrurilor acelor din ipote, din conținut, nu mi-este deloc clar. Eu vreau să pătrund în problemă. Figura mă ajută să înțeleg de așa. Și tu ai făcut punctul 1, la punctul 1, bine. Și la punctul, la problema 4, domnul profesor, hai să vedem, nu mai zic că a fost mai ușoară, că văd că nici pe acolo. Da. Punctele C și D sunt diferite și nesituate pe dreapta AB. Punctele C și D sunt diferite și nesituate pe dreapta AB. Deci dreapta AB, prin două puncte distincte, zice o dreaptă și numai una. Iar C și D sunt puncte diferite, nesituate pe AB. Da. Pot să fie C și D în aceeași semiplan sau în plan, semiplane diferite. Eu am făcut în astfel încât CA să fie congruentă cu CB. CA. Deci CA. Cu CB. Cu CB. Atunci, atunci mă duc pe perpendiculară, nu? Deci CA cu CB. Corect. Și DA cu DB. Și DA cu DB. Poți să le iau pe D aici, în aici sau poți să le iau partea așa. Corect. Da. El a luat, deci poți să și iau și așa, de A cu de B, da? Uh-huh. Dar dacă l-a luat în jos, tot bine e. Dacă l-a luat mai sus, de ce? Tot bine e. Tot bine e. Deci, înțeles? Deci ori le-au aici, aici, aici sau mai jos, pe mediatoare. Când a spus așa, că C și D sunt distincte așa fel încât CA cu CB și DA cu DB a scos în evidență proprietatea importantă a punctelor de pe mediatoare. Mediatoare? Punctele de pe mediatoare, sunt egale de pătate de capete. Așa este proprietate. Nu numai simpla definiție perpendiculară pe mijloc, ci și calitatea despre care am tot vorbit, că prinde pe toate punctele și am vorbit de foarte multe vreme când am vorbit, când am spus atunci despre loc geometric și nu știu ce, tot am insistat. Și arătați că CD este perpendiculară pe AB. Să arătăm că CD e perpendiculară pe AB. Adică să arătați că e calitatea mediatoare. Uh-huh. Da? Aceea. Deci, ca să fie perpendiculară, trebuie să arătați că unghiul ăsta bunoară e cât ăsta acum. Altă variantă așa. Eu nu am luat două triunghiuri, zice. Dar cum ai făcut figura? Da, am luat un triunghi la fel ca la problema anterioară. Da. Am făcut triunghiul la băcâri și apoi zice că niște laturi sunt congruente. Bă, da, dar el a luat pe D jos. Zice că D, A cu D, B și C, A cu D. Deci asta știu, asta e cât asta. Asta de aici cât asta e. Da. Da, eu că A cu C, B am luat un triunghi isoscel. Adică... Așa. Da, C, A și C, B e triunghi isoscel. Ce ai luat? Așa. Ah, arată-i domnul profesor. A, C, cu, C, B, sunt complete, la mine era A, B, sunt astea două, nu? Și pe C și pe B, pe unde le-ai luat? Pe C aici, că C ai complet cu B și B este, și pe D, A, cu D, B. Și la mine era... Nu vreau să văd că tu să iau testul ăsta. Deci A și B, două puncte. Da. Și ce și de ce l-ai luat așa? L-ai luat undeva, ce-o, așa, într-un colț, dar mai are calitatea cât ce A, cât ce B? Ce A? Da, ce A era cât ce B. L-ai luat egale? Da. Bun. Păi nu putea să-l duci decât pe mediatoare. Cât ce A, pentru ca ce A să fie cât ce B, nu-mi capi discuții să le iei mai încoace sau mai încoace. Nu mai poți. Numai și numai pe mediatoare. Toate punctele care sunt la egală distanță de capete sunt pe mediatoare. Ei, și asta, desenul așa trebuia făcut. Ori așa,
Oricum, eu l-am luat sus și de jos. Asta nu contează, dar ce, cum ai demonstrat? Apoi am zis că AD e congruent cu B, D din ipoteză. În ce triunghi? AD. AD, o să dăm cu litera M acolo, domnul profesor. O, hai să zicem. Și am luat că AD, AD O și D O B. Așa. Și am zis că A, D, congruent cu D, B din ipoteză, da. C, A, congruent cu C, B, tot din ipoteză. Păi, dar ce? Păi, când ai zis C, A cu C, B din ipoteză, m-ai dus deja într-un alt triunghi. Da. În triunghiul C, A, D trebuia să vă deslopim. Asta. C, A, D și C, D, B. Astea erau triunghiurile care trebuia să le luăm în calcul, pentru că cele două triunghiuri au o latură cât cealaltă, asta e cât asta la altă și latura comună. Suntem în cazul latură, latură, latură. Da? Deci o una, două și trei. Suntem în cazul latură, latură. Ai făcut altul desen. Și cele două triunghiuri fiind congruente. Și mi-a luat filmul. Și au o buie de 180 grade și ele sunt... Stai că nu ne grăbim, nu ne grăbim. În condițiile astea, și elementele celelalte două câte două sunt congruente? Adică unghiurile. Adică unghiul ăsta de aici... Care se trebuia, cât ăla de acolo. Cât ăsta de aici, din motive foarte precise, pentru că se uită spre A, D și spre D, B, care sunt congruente și la laturi congruente corespund unghiurile congruente. Și ăsta este cel care îți face serviciul cel mai bun. Exact. Te oprești. Le poți continua, dar nu mai te interesează și celălalt unghiul. Adică ăsta e cât ăsta și ăsta de aici, cât ăsta de aici. Și pe aceea lui ei pe CAO. CAO, triunghi, și COP. Cele două triunghiuri au acum, latura asta e cât asta, din ipoteză, unghiul ai găsit și latura asta CO iarăși comună. Și atunci triunghiurile sunt congruente și triunghiurile fiind congruente, toate elementele sunt congruente și unghiurile astea sunt congruente, da? Și dacă unghiurile astea sunt congruente, atunci e clar că sunt de 90 de grade. Corect. Fac 180 împreună și e gata problema. Am făcut-o pe asta, eu mi-amintesc că am făcut-o. A fost temă dată acasă. Miruna, zici că a făcut odată. Da, până când să vedem exact ce s-a redactat. Că după ce am scris ceva, am avut o idee să vedem cum o redactăm, cum o prindem problema aceea. Vreau să vă spun că problemele au fost până acum, din cele două care le-am văzut, foarte ușoare. Asta a fost o problemă mai interesantă cu ortocentru. Atunci asta a fost egal și mai trebuia să spun că ce așa. Cum? Eu am luat așa și am pus triunghiurile astea două. Eu nu percep figura asta. Deci e sucită, domn profesor. Triunghiul ăla e sucit, din câte înțeleg eu la ea. Deci AB-ul, vedeți că e lateral, așa, e unic. Și CO. CO și cu D-ul sunt de aceeași parte. Da. Și tot ea și CO. D-ul și cu DB, dacă ai făcut așa. Așa, da. Dacă ai făcut așa, e figura deci sucită puțin. Deci dacă D-ul cu DB le-ai luat congruente, da, păi, da, e sucită puțin, știi? Da, da. Dar să fie fost D pe, pe, cu calitatea asta, da, cu D, B. Exact. Și ce A cu ce B. Da. Dar desenul ăsta nu mă scoate din mână. Băi, eu l-am luat pe la, numai pe la două triunghiuri congruente, care zici pe la că sunt congruente și am spus că măsura lui A, O, B e de 180 de grade, deci dacă ele sunt congruente... Păi, dar n-ai coborât la punctul de intersecție. Da, n-ai coborât la O. Eu am zis că D e aceeași cu ăsta de jos. Adică D e aceeași și dumneavoastră ți-a avut dreptate că o să ne dea ușor. Deci, eu v-am zis că vă dă ușor, din punctul meu de vedere. Deci, copii... Dacă tu te-ai oprit numai acolo congruența astor două triunghiuri și ai lăsat-o pe altă, n-ai făcut problema. Pentru congruența triunghiurilor respective, a lui CDA și CDB, e o problemă care te ajută. Este important să o faci pe asta întâi ca să-ți spun, să pui mâna din unghiul de aici, adică de AC, ACD și pe DCB. A, C, D și D, C, B, aceste congruente. Și fiind astea congruente, îndată prelungirea ei, tai într-un punct. Nu știi tu unde, nu știi că la mijloc, nu știi nimic deocamdată. Dar cert este că din clipa asta, punând un punct O în intersectat C, D-ul, pe A, B, poți să te oprești la triunghiul A, C, O și O, C, B. Etapa a doua. Sunt doi pași. În momentul acesta, când te duci la cele două triunghiuri, ele au A, C, 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 B, hotărât lucrul din ipoteză, ai unghiul A, C, O și O, C,
B. E prelungirii, tu ai prelungirii pe CD. Corect, da? demonstrat că unghiuri sunt congruente. Și ce o comun. Și atunci ești latură, unghi latură și triunghiul sunt congruente și dacă sunt toate elemente congruente. Și atunci unghiul ăsta care se uită spre AC, e congruent cu vecinul său care se uită spre CB. Triunghiuri congruente, laturi congruente, deci se opun unghiuri congruente. Și astea fiind împreună 180 grade, abia acum spun că e 90 de grade. Și AO-i cât o B. Și acum recunosc că aceasta este chiar mediatoarea. Deci a fost reciproca. Toate, ce spune așa, mediatoarea este formată de toate punctele egal depărtate. Și reciproc, dacă este egal, dacă am două puncte egal depărtate, atunci acea dreaptă care le unește, deci cu cele două puncte, e mediatoare. E mediatoare și perpendiculară. E perpendiculară și pe mijloc. Ei nu puteau să se folosească așa. Nu. Eu am avut informația asta. Că ce A... Cât ce B. Cât ce B și de A, cât de B. Că la mediatoare ajungi și tu, muncind. Și dacă lua D jos, domn profesor? Tot atât de bine vede. Cum? Păi, dacă... Așa au făcut copiii de aia, adică Adi și eu. Cu Anca. Păi dacă le iau pe D, uneva mai jos, să nu fie, da, să fie simetric. Exact. Uitați aici și le iau. Așa l-am luat. Uite, Adi. Și atunci spunem așa. Deci dacă luăm în felul ăsta, spunem, fie triunghiurile care, acum. A, O, D. O, D, B. Nu. N-am ce face cu A, O, D. A, O, D și O, D, B. N-am ce face. Pentru că A, O, D și O, D, B ce au? A, D, congruent cu D, B, de nepoteză. A, D cu D, B, da. D, o latură comună. Da. Și atât. Și atât. Și nu mai poți mișca nimic. Și gata. Trebuia să-l luați pe A, D, C. Așa. A, D, C. Cu C, B, D. Așa era, da? Da. Bravo. Deci, un triunghiu A, D, C cu D, B, C, care au cele două, adică astea două, da, care au asta cât asta, asta cât aia. Asta, da. Asta e comună. Și aia comună, latură, latură, latură și demonstrat. Triunghiurile sunt congruente și fiind congruente, și unghiurile astea două sunt congruente sau astea două congruente, e bine cum te hătărăști. Și acolo demonstrați, după aceea, luați pe celelalte. Și da, acum te duci până la O și totul merge frumos. Am putea să demonstra că AOD e congruent cu COB. Bravo. Deci, bravo, dacă ai făcut așa, iei puncte. AOD cu COB. Cu CO. AOC cu COB. AOC cu COB. Cu COB. Dar i-a avut la punctul 2. De aceea a avut de demonstrat congruența triunghiului. Mai atât ai avut, da? Bine. Deci voi ați sfârșit pe astea două. Concluzia este următoare. Super. Nu se poate... Luăm 2 și cu 2 poate zi. Deci nu se poate la geometrie decât munci foarte, foarte mult. Eu spun nu numai pentru voi, spun pentru foarte mulți, foarte mulți elevi, dar foarte mulți elevi, nu prind geometria, că dacă nu o prind acum, nu merge nici geometria în spațiu. Deci a 6-a și a 7-a, se face geometria asta în plană, în care ne deprindem să lucrăm și să rezolvăm problemele de geometrie și care constituie temelia pentru geometria în spațiu, pentru că de foarte multe ori probleme geometrie în spațiu se rezolvă probleme geometrie în plană. Și să-i spuneți mie lumea acolo ce figuri, domnul profesor. Da. Nu astea, astea sunt... Banale. Hai, Joa. Și deci, ție nu ți-e o figură dintre asta. Nu disperăm, muncim, Miruna. Nu e altă soluție. Trebuie exact să muncim, să fim convinse. Ai văzut furnica? Nu știu dacă urmăit o furnicuță care are o greutate foarte mare în spate. Și urcă pe piatră și cade. Și urcă și cade. Și repetă. La nesfârșit aproape, până când îi vine în minte uneori să o ia să o colească, pentru pe marge. Da? Dar la început, așa trebuie să făcut. Nu, nimeni nu s-a născut învățat. Credeți-mă, orice sportiv, dacă veți fi urmărit, așa s-a urmărit, ajunge la performanță după foarte multă muncă. Enorm de multă muncă. În vacanța asta o să pun să facă la figuri, domn profesor? Eu vă propun, că sunt chiar hotărât să reușim. Îmi fac cum pot și în timpul verii ne mai întâlnim. Deci facem efortul ăsta, nu se poate. N-am nicio problemă. Nu suntem
Nu suntem, cum să spunem, ca cel care îi pus să alerge fără picior. Doamne ferește. Avem mintea cu noi, exersând și muncind, ajungem acolo. Reușim, corect. Reușim, mamă, dar nu. De figură. Deci nu renunțăm la luptă. În clipa în care, am mai spus-o, de o problemă te-ai apucat și ai sentimentul nereușitei, te bântuie, doar un gând că n-ai să o reușești, nu mai ai nicio șansă. Abandonul este lângă tine. Deci, tu trebuie să te hrănești cu ideea, să spui tot timpul, o fac, reușesc, o fac, trebuie să reușesc. Deci este o luptă foarte dură dusă cu necunoscutul. Este zona necunoscută. Și cum faci să treci dincolo? Ei, prin muncă. Acum să trecem la algebra, repede. Zii ce te mai avem, dar nici nu culegeri. Eu trebuie să vă spun cinstit. Așteptam eșecul. Așteptam. Profesorul din mine v-a simțit la fiecare oră dacă sunteți în priză, dacă ați ajuns acolo să urmăriți. Și voi ați rămas de multe ori pasivi. Și nu aveți naturalețea asta, sinceritate, măi. N-am înțeles. M-ați văzut vreodată că vă repet? Niciodată nu fac. Astea tu și eu m-am luat da. Aseară. Zic, am o răzare de un profesor cu ei extraordinară. Da. Niciodată. Numai să zică, stop, domn profesor, n-am înțeles. Zi, ce te mai ai adicat? Poate. Dar mai are plăcere din mea? Bă, doamna, de la 13 încolo. De la 13. 13. Fie mulțimea A egală cu 13 de la pagina 71. A, 13 de la 71. 71. Mulțimea A egală cu elementele minus 2 plus 4 minus 6 minus minus 2 minus 2. Da. Așa. Minus 10. 12. Da. Și minus plus 7. Minus plus 7. 7. A. Amic. Ordonați crescător elementele mulțimii A mare. Crescător. Da. Hai să le vedem care sunt, că deocamdată să dați multe fel de semne pe aici și ne spate din mână. Adi, te rog să vorbești. Minus 2. Mai poți tu face ceva la minus 2? Nu. Nu. Deci îl lăsăm. Minus 2. Punct și virgulă. Următorul element. 4 plus 4. Ar fi 4, deci pur și simplu 4 fără plus. Da. Că e abuz acolo. Da. E număr pozitiv. Da. 4. Mai departe. Ok. Minus 6 îl lăsăm în pace. Da. 6 lăsăm în pace. Opusului lui 2, 2. Sigur că așa. Opusul lui minus 2 este 2. Da. Așa, deci 2. Da, după aia minus 10 rămâne. Da. Minus 10, 12 rămâne. Rămâne. Minus cu plus, face minus 7. Minus 7. Plusul acela de stă de pomană, da. Când ne încurcă, sub înțelege că pozitiv, și rămâne minusul minus care șapte. Decide. Da. Minus 7. Deci minus 7. Și acum te rog să... Ana, te rog, ordonează crescător. Adică de la mic la mare. Minus 10. Deci bine minus 10. E mai mic decât... decât minus 7, da? Care e mai mic decât? Minus 6. Minus 6. Care e mai mic decât? Minus 2. Minus 2. Care e mai mic decât? 2. 2. Care e mai mic decât? 4. 4. Și 12. Și mai mic decât 12. Asta este. Deci crescător înseamnă minus 10, virgula, minus 7, virgula, minus 6, virgula, minus 2, virgula, 2, 4 și 12. Asta este șirul crescător. Dar dacă aș vrea descrescător? 12. Deci citim de la coadă. Da. 12, deci 4, 4, 2, minus bun. 2, mergem, minus 6. Punctul B. Enumerați elementele mulțimii A mare care sunt cel puțin egale cu 1. Deci, toți acei X care aparțin lui A, care sunt cel puțin egal cu 1, adică mai mari... Așa, mai mari sunt egal cu 1. Da, deci cel puțin, da? Cel puțin, da. E bine? Mai, deci înseamnă
că e vorba de X și care sunt mai mari egal decât 1. Toți acei care sunt mai mari egal decât 1. Eu, ce că cel puțin 1 și mai mult să fie. E clar gribașul, da? Care sunt anca dintre aceștia care sunt mai mari decât 1, care îl depășesc pe 1? 2 și 4 și 10. 12, clar. Deci, aici X și sunt, aparțin mulțimii 2, 4 și 12. Iată că am răspuns matematic, da? E vorba de ce X care depășesc pe 1. Ce? Ce? Determinați mulțimile. A intersectat cu numerele naturale. A intersectat cu numerele naturale. După aceea avem A mai puțin, bar aceea, domnul profesor. A minus. Nu, așa, obică. Minus, așa. Așa. A minus. Mulțimea numerele naturale. Da. Și după aceea avem A minus mulțimea numerelor întregi. A minus, minus mulțimea numerelor întregi. Hai să vedem la intersecția. Cu ocazia asta să ne amintim operații cu numere, da? Operații cu mulțimi. Operații cu mulțimi. Operații cu mulțimi. Fie A mulțimea formată din elementele 2, 3 și 7. Iar B mulțimea formată din elementele 1, 5 și 3. A reunit cu B. Punerea la un loc, adică a elementelor din cele două mulțimi. Cât a zis? 1, 5 și 3? 1, 5 și 3. A reunit cu B. Punerea la un loc. Da. Egal cu 1. Da. Nu trebuie să-l pui în ordine. Să știi că nu are importanță ordinea elementelor într-o mulțime. Păi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 și 7. 5 și? 7. 7. Miruna, ești de acord? Da. Dar nu putea să spună de pe trei încă o dată, că și acolo și acolo? Nu, nu avem voie, că se repetă. Dintr-o mulțime, elementele nu se repetă. Da? Iar A intersectat Anca cu B este egal cu mulțimea formată din elementele. Intersecția, adică punem ce-i comun. Și acolo și acolo. Trei. Doar trei. A intersectat cu B egal cu trei. A minus B, A minus B, adică din A scaldem pe B, adică punem toate ce se găsesc în A, dar nu se găsesc în B. Toți ce îți găsești în A, dar nu se găsește. 2 și 7. 2 și 7. Deci toți ce găsești în A, dar nu să nu fie în B. 3 ne creează, da? Mulțimea formată de 2 și 7. Miruna, B minus A. Cum? B minus A. B minus A e 3. B minus A egal cu? Se găsesc în B, dar nu se găsesc. Tot ce îți găsești în B, dar nu să nu găsești, nu se găsește în A. Toate elementele din B. 1 și 5. 1 și 5, da? Deci tot ce este în A și nu este în B. Deci 1 și 5. Și cam asta. Produsul, nu l-am arătat, produsul cartezian. Ba A da. Ori B. Ba da. A ori B. Este egal cu mulțimea formată din perechi. Adică se iau unul din prima mulțime și celălalt din a doua mulțime. Pot să zic eu aici. 2 cu 1. 2 cu 1. 2 cu 5. 2 cu 3. 3 cu 1. 3 cu 5. 3 cu 3. 7 cu 1. 7 cu 5. Deci e vorba de mulțimea formată din perechi. 2 cu 1. 2 cu 1. Virgulă. Am pus punct și virgulă ca să se barcă. Am virgulă acolo pusă. Deci 2 cu 1. Ai spus... 2 cu 5. 5. După aia 2 cu 3. 2 cu 3. 2 după cu 3. Aia 3 cu 1. 3 cu 1. 3 cu 5. 3 cu 5. 3 cu 3. 3 cu 3. 7 cu 1. 7 cu 1. 7 cu 5. 7 cu 5. Și 7 cu 3. 7 cu 3. Astea sunt perechile toate pe care au ori B. Dar B ori A. B ori A. 1 cu 2. Începem de jos, da. 1 cu 2, 1 cu 3, 1 cu 7, 5 cu 2, 5 cu 3, 5 cu 7, 3 cu 3. B ori A este format din perechile 1 cu 2 și mai departe, toate celelalte. Ce părere aveți? A ori B egal cu B ori A? Da. Cum? A ori B egal cu B ori A? Da.
Păi... Adică vedeți 2, 1 și 1, 2, da? Păi nu e același lucru. Știu. Deci 2, 1 nu e același lucru. Și atunci iată un prim element diferit de celălalt. Dar mi-ar de ce există? Da, păi... de ce există? De supărarea e că o zici Miruna, da. Da. Dacă zici și tu, da, nu e important. Hă? Deci A ori B e diferit de B ori A, da? Deci A ori B... A ori B diferit de B ori A. Da? Iată că am, m-am întors, m-am dus la operație și puțin. Important, important, Adi, să înțelegem și Miruna și cu Ana, Anca, să înțelegem că la reuniuni înseamnă punerea la un loc, la intersecție doar ce comun, la diferență punem ce în A și nu în B, dacă e A minus B și B minus A, aceeași de rețetă. Ia să vă văd acum dacă ați înțeles. Eu! Zic! Adi. Eu vreau! Hai, zi, 4, 2 și 12. Deci A intersectat cu N, mulțimea A intersectată cu mulțimea numele naturale, uităm aici cum avem finalizată, înseamnă 4, 2 și 12. Corect. 4, 2 și 12. Minus 2, minus 10, minus 7 și minus 6. Deci punem tot ce este în A și nu-i număr natural. E minus vorba 2, de minus 2, 2, minus 10, minus 7, minus 7, și minus 6. Da, aici se poate pune virgulă între ele, că așa se obișnuiește, da? Nu am niciun și motiv. Și A minus Z egal cu 0, egal cu mulțimea vidă. Deci punem toate elementele din A care nu se găsesc în Z. 0. Păi 0, mulțimea vidă, da? Da, mulțimea vidă. Nu 0, ci mulțimea vidă. Da. Niciun element. Da. Mergem mai departe. Ce problema are din continuare? După aia urmează 14, C și D. Determinați toate valorile posibile ale numerelor X și Y, știind că 14, de la pagina 71. 14, de la pagina 71. Da. Modul de X, da, este egal cu 2. Da. Modul din X egal cu modul 2. De Y este egal cu 6. X mai mic decât Y. X mai mic decât Y. Să fie îndeplinit aceste condiții, da? Da. Ana, Anca, Anca. Nu. Asta faptul că modul de X egal cu 2, cât este X-ul? Nu știu. 2 sau minus 2? Că modulul anulează semnul. Deci două variante. Deci X rezultă că X aparține mulțimii formată din elementele minus 2 și 2, da? Ce înseamnă că modul din Y egal cu 6, te rog de Anca? Minus 6 și 6. Aparțin mulțime, minus 6 și 6. Ce înseamnă, și acum să ne găsim X-ul mai mic decât Y. Și să vedem toate posibilitățile. 2 cu 6 și minus 2 cu 6. 2, 2 cu 6, adică mai mic decât 6. Deci minus 2 mai mic decât 6. Minus 2 mai mic decât minus 6. Decât 6. Decât 6, da? Mm. Așa. Asta ar fi o situație. Mai găsim vreo situație în care X-ul să fie mai mic ca Y? Nu. Nope. Ba da, că minus 6, ba, că minus 6 e mai mic decât minus 2. Minus 6. Da, minus 6 e Y. X-ul fie mai mic, da, ca Y. X-ul, da, atunci nu mai avem. Nu mai avem, nu? Nu. Deci trebuia să fie ăsta din prima mulțime mai mic decât unul din cealaltă mulțime. Îl luăm pe minus 2. Minus 2 mai mic ca minus 6? Nu, nu, e mai mare. Minus 2 mai mic decât 6? Da. Da. Cu 2. 2 e mai mic decât minus 6? Nu. Nu. 2 e mai mic decât 6? Da. Da. Astea sunt. Modul de X este egal cu 3. Deci alt punct, da? Da. Au. A fost au, pe da, o să zic. Modul de Y este egal cu 12. Da. Modul de X egal cu 3. 3. Modul de Y egal cu 12. X mai mare ca Y. X mai mare ca Y. Te rog să vorbești tu, Adi. Eu? Da. În sfârșit. Așa, deci modul din Y egal cu 12 și X mai mare decât Y. Păi, X poate să fie... X aparține mulțimii. X aparține mulțimilor. Mulțimii formate din elementele. Mulțimii formate din elementele 3 și minus 3. Da. 3 și minus 3. Și Y aparține mulțimii formate din 12 și minus 12. Da. Așa. Și trebuie să fie X mai mare decât Y, mai mare ca Y, deci ar veni 3, 3 mai mare decât minus 12. 3 mai mare ca minus 12, o situație, da? Da.
după aia 12 mai mare decât minus 3. Dar x-ul trebuie să fie mare ca y. Minus 3 mai mare decât 12. Când minus 3 ca e stânga, ai venit? Da, când vreodată. Zi. Minus 3? Minus 3 mai mare decât minus 12. Așa, minus 3 mai mare ca minus 12. Adică când îl pun pe aici, e 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 și așa mai departe. Păi vezi că ăsta care e mai în stânga e tot mai mic. Minus 12 e mai mic decât minus 3, da? Minus 3 mai mare decât minus 12. Bun, alte chestii. Enumerați elementele mulțimilor următoare. 16 de la pagina 7. Să vedem s-a dus timpul. Ia vedeți. 71. Păi și 35. 35 la 45 oprim, da? Facem două cuprezi de 45. Corect. Enumerați elementele mulțimilor următoare. Ce și el aveți? Ce? Da. Mulțimea E mare este egală cu X, aparține lui Z. Toate numele. Da. Cu proprietatea. 0 mai mic sau egal decât X. 0 mai mic egal decât X, mai mic egal decât 5. Nu, mai mic doar mai mic decât 5. Aici e strict, da. Egală cu cine? Care ar fi elementele minunat? X poate X. Poate fi. Egală mai departe, continuăm, să fim egală, mulțumim da. Asta. Da, așa facem egal. Da, 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 da. X egal. Poate fi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Nu, fără 5. De ce nu am voie să repede? Pentru că zice mai mult decât 5, nu mai mult să egal. Strict, da? Până aici. Asta e mulțimea. Deci mulțimea poate fi dată concret sau printr-o proprietate de caracterizare. Proprietatea este aceea că X și de la 0 până la 5, da? Păi. Așa. Și punctul F, mulțimea F mare, este egală cu X aparține lui Z, da. Unde minus 6 este mai mic decât X. Minus 6 mai mic decât X. Mai mic decât 6. Mai mic decât 6. Egal. Egal cu ce elemente? Cine zice? Adi. Eu. Păi minus 5. Deci e vorba de egal cu minus 5. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 și m-am oprit. Te opriți, foarte bine ai făcut. Așa. 17 de la pagina 71. 17 de la 71. Enumerați elementele mulțimilor în ordine descrescătoare. De 1. Mulțimea D mare este egală cu... X aparține lui Z. Mulțimea celor X din Z. Acei X din Z, da, cu proprietatea că... 2 mai mic sau egal decât X. Decât modul de X. Așa. Și mai mic sau egal decât 5. Da, nu e da? Descrescător. Mai întâi să le vedem. Da, întâi să le vedem. Le vedem. X poate fi 2. Ce da. Face aia? 2. Și descrescător. Nu, nu, nu. Deocamdată nu le ordonăm. Le vedem. Să le vedem mai întâi, da? 2, 3, 4, 5, minus 2, minus 3. Deci 2, e mulțimea formată din 2, 3, 4, 5. Când ai văzut pe aia pozitive, da? Da. Minus 2, minus 3, minus 4 și minus 5. Minus 2, minus 3, minus 2, minus 3, minus 4, și minus 5. Sunteți de acord cu asta? Da. Deci X-ul poate să fie 2, 3, 4 și 5, dar poate să fie și minus 2 când minus 3 și modul ăsta face. Descrescător. Să ordonăm descrescător. 5. Deci plecăm 5. Nu poate fi, nu? 5, primul, da? 5, 4, 3, 2, minus... 5, mai așa. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Minus 2. Minus 2. Minus 3, minus 4, minus 5. Da, mari la mic, da? Da. Bun. Alt punct. 20 de la pagina 71.
scrieți 5 numere întregi. Scrieți 5 numere întregi consecutive, astfel încât A, mic, cel mai mare să fie egal cu minus 4. Deci maximul să fie minus 4. Cu alte cuvinte, minus 4 îl pun aici, că e cel mai mare, și să vedem ce pun în față. 5 consecutive. Minus 4. Minus 5. Deci minus 5, este ca să fie, minus 6. Minus 6. Minus 7. Da. Minus 8. Minus 8. Gata. Astea sunt, da? Deci, când o zic consecutive, și cel mai mare este minus 4, da? Mai departe. Și la B, cel mai mic să fie egal cu minus 18. Minus 18 l-am pus primul, că aici. Cel mai mic. Da. Să fie egal cu minus 18. Crescător ar veni ordonat. Da, Anca? De la minus 18, următorul care este mai mare decât el. Minus 18. Minus 18. Minus 10. 16 minus 15. S-a făcut. Nu? Să mai avem încă unul. Da, sunt 5 consecutive. 5 consecutive. S-a terminat. Exercițiu 21 de la pagina 71. Determinați cifra X astfel încât următoarele propoziții să fie adevărate. Care sunt? Amic. Prima propoziție. Minus 2759. Minus 2759. Mai mic decât minus 275X barat. 275X barat. La unități. Da. Ce să punem noi la X ca să fie treabă bună? Adevărat. Să punem. X poate fi 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corect. Are dreptate. Deci da? X spune, Anca, au dreptate că eu n-am urmărit. Are dreptate. Și că se spune așa. În loc de X se spune X aparține, deci mulțimii valorilor, spuneți încă o dată. Ăsta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1 și 0. Adică, în caz, luăm unul la întâmplare. Hai să chiar pe primul. Oare, într-adevăr, minus 2759 e mai mic decât minus 2758? Da. Să fie asta adevărat? E mai în stânga asta, nu? Și de acum punem 7, 6, cu atât mai bine, da? Da. Bun. B. Da. Cine încă pe minus X și 7 la unități, barat. Deci B o să fie X minus X și 7 la unități, barat. Da. Mai mare decât minus 52. Minus 52, Adi. Minus X aparține care mulțime? 47, nu, 4, 3, 2, 1 și atât. 4, Adi spune 4, 3, 2 și 1. Sunteți de acord? Da. Evident. Că minus 52 mai la coadă. Dar 0,7 nu înseamnă 7? Nu. 0,7 poate fi X, prima cifră 0. Da, dacă e din două. Deci știu, prima cifră totdeauna nu poate. Nu poate, niciodată. Deci și niciodată. Și ce? 2X1 barat. 2X1 mai mare decât minus 79. Minus 79. Da. Cine vorbește? Adi. Eu? Da. Eu mai mare decât minus 79, nu? Da. Mai mare. Știu eu. X poate fi 0, poate fi 1, 2, 3, eu luăm pozitiv mai mare decât unul mai negativ. Exact, deci X aparține mulțime formate 0, 1, 2, 9. Da, așa oprim.